Mă uit spre zidul sfărâmat. Atâtea cărămizi sunt sparte, seismele l-au încercat, pe alocuri sunt mormane moarte. Fisură cu fisură încet au provocat chiar dărâmarea și astfel zidul a căzut și s-a distrus încet lucrarea. A rezidi e foarte greu, necesită o dibăcie ce vine doar din Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, puterea vie. Cetăți în care au rămas ruinele ca semn al vieții. Că au fost odată mari puteri, recunoscute fortărețe. Cine în stare s-ar găsi să se implice cu durere, să așeze iar pe temelii acele pietre ce pare grele? Poate ai fost și tu așa, dar zaci acum fără putere, furtunile te-au sfărâmat și nu mai simți vreo mângâiere. Ai fost un mare slujitor, dar te-au răpus urmăritorii, iar astăzi stai ascuns, zdrobit, nu te mai văd nici trecătorii. Doar Dumnezeu ar mai putea să te ridice dacă vrei, să faci ceva cu viața ta, să nu mai stai între cei răi. Să-ți fii în fire să te întorci la dragostea cea uimitoare, ce vindecă și leagă rând cu o putere foarte mare. De acolo, din dărâmături, ridică-ți glasul și te roagă. Acelui mare Dumnezeu, ce l-ai slujit cu foc odată, El poate să te așeze în zid, să fii din nou pe temelie, să fii un regăsit copil, purtat pe braț spre veșnicie. Cât